v-am găsit în prima sâmbătă din această iarnă cu știri pozitive la Moldova 1. În ediția de astăzi vom cunoaște, ca de obicei, oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Astăzi vom afla cum ideea unei afaceri poate prinde viață și într-o zi de weekend. Iar pentru asta vom merge la evenimentul numit Startup Weekend Moldova și vom cunoaște câțiva tineri extraordinari. Vom vedea cum merg în Moldova motocicletele pe dealurile și drumurile de la țară. Și vom asculta vocea doamnei Vera Mereuță, de această dată recitând poezia lui Emil Oteanu, Ultima șansă. Și vom urmări cum în satul Ustia, Criuleni, a continuat povestea de dragoste a unor oameni care se iubesc de jumătate de secol. În aceste zile, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, pictorul Mihai Grecu poate fi redescoperit într-o expoziție comemorativă cu 20 de tablouri mai puțin cunoscute. Aici, vestea bună este următoarea. Chiar dacă expoziția este postumă, arta lui Mihai Grecu este încă în viață.
Republica Moldova, inițiativa Startup Weekend a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Startup Weekend Moldova este un eveniment de 54 de ore care oferă cu sprijinul mentorilor și juriului resurse, condiții și motivații pentru tinerii entuziaști și echipe ca să-și lanseze proiectele online și să transforme ideile în afaceri. În acest an, competiția a fost câștigată de echipa care a creat platforma De la Țară. Championship Circle is a chance for you to post a video of your team and of your idea in the next, I would suggest, 24 hours after this is over, because you want as much time to get votes as you can before next weekend's teams start. And the winning company from the Global Startup Battle will have a chance to get $20,000 in cash, a trip for four people to Google headquarters, mentorship from Google experts, and a bunch more prizes as well. Problem today, they usually have a social media agency where they have some people hired. For example, one social media person is responsible for 20 brands, and they have for 20 brands to upload for example 1 month 30 different contents and different things, and they're trying to find this content in different positions. Patru băieți, am fost permanent liniște, înțelegere, cred că am fost destul de eficienți. Foarte bine am mers, altfel nu cred că reușeam să facem câte ne-am propus. Deci noi am identificat două probleme. Pe de o parte, oamenii, utilizatorii simpli care doresc să urmărească vreun eveniment sau altceva și sunt forțați să o facă separat în diferite rețele sociale, cum ar fi Facebook, Twitter sau Instagram, și trebuie să meargă de la una la alta. Și noi propunem o interfață unde face o căutare după un hashtag, de exemplu Startup Weekend Moldova, și primești într-o pagină toate feed-urile din Facebook, Twitter și Instagram legate de Startup Weekend. Am participat la Startup Weekend, cu toate că știam despre el de mai mult timp, iar impresiile toate sunt foarte pozitive, pentru că nu pot să spun nici măcar un lucru care nu mi-a plăcut. Totul mi-a plăcut, organizarea a fost foarte bună, oamenii pe care am întâlnit sunt extraordinari, proiectul care am lucrat cu tot sufletul și nouă ne-a plăcut să muncim aici în cadrul acestui eveniment. Plus, mentorii au adăugat o valoare foarte mare la munca noastră și la proiectul nostru. De la Țară vom merge tot la țară, pentru a urmări motocicletele care sunt pentru țară, așa cum spun posesorii lor, mai mult pentru dealuri.
interesat, sunt foarte mirat și uimit de aceste motociclete. Motocicleta dezvoltă o viteză de 80 km la oră. Nu este o motocicletă de șosea. M-am privat cu ea, să spun drept, cam peste tot acolo. Am încercat-o când pe dealuri, e mai mult de și le-am cumpărat, că e mai mult de dealuri. Chiar și soția are tot o motocicletă, mai mică, dar în orice caz e și face, dar nu fac eu, poate mie, cum poate ea merge pe motocicletă. Nici o problemă n-ai. Chiar astăzi când mi-a ridicat la dealul, n-am crezut ce poate să fac. Pe răsturnat nu te răstorni, nu așa de ușor să răstornă, dar totuși a fost de o dată ca nu-i cu frică, că încă eu n-am așa practică mare la motocicletă. Ieșim la șoseaua. Vedem care și cum, ce poate. Clar lucru că Todorul e înainte. 4 litri la 100. Asta pe drum drept, pe... dar la deal, eu cred că la vreo 7-7,5 poate mai. Doamna Vera Mereuță ne-a făcut o mărturie după ce a recitat poezia Ultima șansă de Emil Loteanu. Aș vrea ca societatea noastră în zbuciumatele zile de astăzi, mă refer și la conducerea țării și la noi muritorii de rând, să se gândească sincer și cu conștiință de sine să nu ratăm acea ultimă șansă. Ne-a îndemnat doamna Vera Mereuță. Tot din Emil Loteanu, o poezie care, cu părere de rău, este actuală și astăzi. Ultima șansă. Cred în ultima șansă, în unica, în imposibila, cred în ultima șansă ce păstrează în mine speranța de a pătrunde totuși în miezul marilor adevăruri. Cred în izbândă. Cred și atunci când există o ultimă șansă și cred în crunta înțelepciune a ultimei șanse. Aș vrea ca societatea noastră, în zbuciumatele zile de astăzi, mă refer și la conducerea țării și la noi muritorii de rând, totuși suntem undeva la o limită de ultimă șansă, când trebuie foarte profund, foarte adânc, sincer și cu conștiință de sine să ne gândim să nu ratăm acea ultimă șansă care ni se oferă de a fi oameni cu demnitate pe acest pământ. Ea avea 18 și el 23 și de atunci sunt împreună. Dacă în cărți există și câte un veac de singurătate, în viața adevărată există romane de dragoste în care eroii sunt de jumătate de secol împreună. Axenia și Alexei Panfile din satul Ustia, raionul Criuleni, și cei trei copii ai lor au știut asta din propria viață.
interesant. La început, până am fost interesat, a fost. La noi m-au ascultat. Cu răbdare, unul față de altul. Era mai mare leac. Da. Dar nu le îndoiesc, spune adevărul numai. Trebuie să mă ascult de altfel. Altfel ți-l lua de râi, nu? Noi suntem de muncă, suntem de prinși cu muncă, așa, parcă. Mai gine când te duci la deal decât când șezi acasă. La deal te-ai dus, ai văzut ce lucra, dar acasă... Fii cu lucru... Toată ziua te învârtești și nici în țara nu se vede. Și uite, și de rele, de tot, uite. Sara când te întâlnești unul dintr-o parte, celălalt de altă parte. Ai și schimba o vorbă, ai și... Când era la colhoz, apoi eu întrebam, de unde vii, la colhoz? Adică dimineața te duci mai vesel, dar seara vii mai trudit. Unde duci? La colhoz. Dar seara când vine, de unde vii? La colhoz. Mai mușit, mai... Da. Dragoste. Dragoste. În afară de dragoste, da. Poți ține. Nu-i așa? Da. Răbdarea unul față de altul. Stimul și respect. Ascult unul pe altul. Mintioși, ascultători. Fii mintioși. Să iubească unul pe altul. Să iubească unul pe altul, să asculti părinții. Să le dai Domnul. Neamurile. Ochelași frumoși. Da. Să mândrească și ei, cu copiii lor, ca cum și noi ne mândrim cu noștri. Ca de fiecare dată vă împărtășim speranța că toate istoriile prezentate de noi vă inspiră la fapte bune, vorbe și fapte toate bune. Aici se încheie ediția de astăzi, iar noi ne revedem exact peste o săptămână, sâmbătă la 13:00 și în reluare tot la Moldova 1. Și nu uitați că ne găsiți oricând pe știripozitive.eu, unde ne puteți transmite idei despre oameni, lucruri, locuri și evenimente pozitive. Până atunci, să ne auzim de bine, Moldova!